Hello, Weep, și bine m-am găsit la clipul săptămâna. Bine, nu e chiar atât de săptămâna, că mai pasat de 2 săptămâni, dar vorbim despre Vagabond. Seria făcută de Takehiko Inoue, care este seinen și, în opinia mea, este cel mai bun seinen citit de mine, pe care am citit doar 3 seinenuri. Bine, și teoretic am văzut un anime seinen, pentru că am văzut Vinland Saga, despre care ceva probabil o să vorbim când se termină. E posibil să filmez weekendul ăsta, duminică, un clip pentru Tokyo Revengers, sezonul 2, pentru că se termină cu episodul 13 și abia aștept. Dar să ne întoarcem la subiectul de astăzi, Vagabond. Întâi, despre ce e Vagabond? Vagabond este o poveste bazată pe povestea lui Miyamoto Musashi, sau mai mult bazată, pentru că personajele pe care le întâlnim sunt un pic, mă rog, mai toate sunt din viața, au fost din viața reală. Este teoretic pentru mine a doua oară când îl vedem pe Sasaki Kojiro, care, dacă nu știți unde l-ați mai văzut, mă refer la acest minunat om care a câștigat în fața lui Poseidon în Record of Ragnarok. Și pot să zic că mi-a făcut mult mai mult portretizarea lui în Record of Ragnarok decât în Vagabond, pentru că, bine, am avut mai mult timp și mi se pare că Sasaki Kojiro din al cincilea volum vine din Viz Big Edition, adică să nu vă puneți că 5 volume. În total, Vagabond are 37 de volume, din care 12 au fost adaptate în Viz Big Edition, care sunt 3 în 1. Deci când o să zic volumul 5, să vă gândiți că e prin range-ul ăla de volumul 13 spre 15 și tot așa. Faciți matematică elementară, sper. Dar despre ce este? Fiind inspirat, îl avem ca personaj principal pe Takezo, care ia numele de Miyamoto Musashi după ce stă legat de un copac, bine, spânzurat de un copac timp de 3 luni și nu se pune ștrangul la gât, ci la brâu, și stă acolo vreo 3 luni și singura persoană care hrănește este Otsu, care este teoretic logodnic al lui Matahachi. Și de ce este Takezo spânzurat, să zicem? Din cauza că mama lui Matahachi l-a acuzat pe Takezo că el ar fi fost vinovat, pentru că a ei odrazlă s-a dus în lume după o femeie. Ăsta e un subiect pe care o să tot avem pe parcursul seriei, că îl vedem și pe Matahachi, cât și pe Kojiro, pe Sasaki, că sunt afebea, să zicem. Adică au tot felul de interacțiuni sexuale, să zicem. Ceea ce a fost ok, și l-avem pe acest pe Takezo, care are o singură iubire, care este Otsu, și vrea să o protejeze. Mă rog, o să ajungem și la partea aia. E o fază super faină și cel mai probabil când o să, în momentul în care este postat clipul ăsta, o să vedeți și pe contul meu de Instagram, dacă vreți să vedeți câteva poze din manga, pentru că au fost momente care mi s-au părut mie că au fost ori desenate fain, ori un impact emoțional pentru mine. Bine, în apărarea mea, pentru că sunt câteva chestii care sunt în volumul 3, nu cred că aș fi avut atât de mult impact emoțional în scene dacă nu le citeam atât de rar. Adică eu am citit primul volum în decembrie, acum 2 ani, anul, nu, anul trecut, decembrie în 2021, iar eu am citit toată seria în februarie. Am terminat Vagabond, cele 36 de volume. Volumul 37, din păcate, nu-l mai găsești nicăieri. Deci, da, este o comoare dacă reușești să găsești volumul 37 din Vagabond, dar sper, cu întoarcerea lui Vagabond spusă de Inoue, că o să avem un volum 38 și un volum 39 și o să avem un Viz Big Edition, cum am avut și la celelalte. În volumul 1, se bazează pe acest moment în care Takezo este spânzurat de copac. Și se termină cu Takezo devenind Miyamoto Musashi, schimbându-și numele ca fiind mort pentru restul persoanelor, dar din păcate mama lui Matahachi își dă seama că el de fapt nu-i mort și se duce într-o căutare, îl caută pe Takezo cam toate volumele până la un moment dat, când moare și sunt ok. Personalul mi-a plăcut de mama lui Matahachi. Nici Matahachi nu pot zic că mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut totuși de Matahachi din volumele după ce l-am întâlnit pe Sasaki.
Asta e o altă chestie și mi-a dat absolut un cărbol. În volumul 2, Matahachi găsește certificatul lui Sasaki Kojiro și am ok, povestea asta nu o să avem realul Sasaki Kojiro. Și am ok, deci o să avem Matahachi versus Sasaki. Mă rog, Takezo versus Sasaki, ceea ce mi-ar fi plăcut. Chiar mi-ar plăcea să văd, chiar dacă în momentul de față e inutil, pentru că Sasaki, mă rog, Matahachi și Takezo sunt complet la alt nivel ca și story ship. Adică unul dintre ei mănuiește foarte bine sabia, celălalt sunt doar sigur că o femeie cu numele de Sasaki. Ceea ce mi-a plăcut că totuși sunt destul de asemănători ca persoane. Ambii, diferența fiind skill-ul lor în sabie, care e gigantic diferența dintre Sasaki și Matahachi. Dar în rest, ca persoane sunt asemănătoare, ceea ce în Record of Ragnarok nu a apărut este că Sasaki este surd. Și am fost ok cum face o manga despre un om surd. Și din nou, și poate, din câte am auzit și Silent Voice, ar fi ceva de genul. Nu știu sigur, am văzut. Dar am fost ok, cum pot să placă de caracterul ăsta? Știm că mi-mi place de Musashi pentru că, na, e caracterul nostru principal și toată căutarea asta pe care are el interioară ca să ajungă să fie mulțumit cu el și să-și dea seama să fie cel mai puternic, dar ce înseamnă cu adevărat să fii puternic? Și ai tot felul de întrebări din asta cu ce înseamnă cu adevărat să fii puternic? Ce contează mai mult în viață? Ce priorități ar trebui să avem? Până la urmă, suntem umoși sau nu când ucidem? Care este valoarea ucisului? Și tot felul de întrebări de genul care nu și-au neapărat un răspuns. Din nou, este la interpretarea cititorului. Și să vorbesc despre o chestie care nu mi-a prea plăcut din volumul 6 până în volumul 12, tot încearcă să facă chestia asta. Și aceea fiind paralela dintre Sasaki și Musashi. Sasaki fiind foarte puternic și trecând prin mult mai, avut mult mai mult timp de antrenament decât Musashi, pentru că Musashi s-a apucat serios de antrenament la vârsta de 17 ani și volumul cred că se termină cu el la vârsta de 22 de ani. I think, sau 26 maxim. Mă rog, cam pe acolo. Și avem un moment în care Sasaki se întâlnește cu niște scabbards și am ok și avem se aseamănă cu scena care o să avem volume mai încolo cu Musashi care se bate cu toți discipolii Yoshioka. Scena care pentru mine, aia cu scabbards, a fost ok, deci o avem. Și după ce am avut și scena cu Yoshioka, am înțeles de ce, dar mi se pare că a eșuat din a avea acel impact pe care l-a avut scena cu Yoshioka, pentru că aveam oamenii care vreau să răzbune pe Sanjiro, care vreau să-și apere urmașul Denjiro. Și a fost ok, mi-a plăcut, am zis, yay, fine, scenă faină. Faptul că Musashi de la nu este genul de om care să vină și să ceară o bătaie, mai ales după discuția pe care are cu bătrânul Yagi, o să-i zic, pentru că nu poți să-i pronunț numele. A fost ok. Reîntâlnirea lui Otsu cu Musashi la templul lui Yagi a fost super heartwarming și sper să-i văd pe oameni și împreună. Altă chestie, este o chestie de fundal, dar cumva cred că n-am reușit să traducă la un moment dat că o pagină este în japoneză și foarte am încercat eu să traduc cu Google Translate-ul, dar nu prea mi-a ieșit pentru că nu știu atât de bine japoneză. Ideea era că din ce am înțeles eu, din ce am tradus, este că este o rugăciune pe care o spun japonezii, care a fost o rugăciune pe care o spune călugărul acela pe care îl știm de Monk și I like it. Adică, din nou, majoritatea caracterilor îmi plac, în afară de mama lui Yotsu, de lui Matachi. În rest,
toate că celelalte caractere sunt faine, mi-au plăcut mai toate. Isura a avut un... bă... Dar în rest, m-am zis, mi-a plăcut mai tot. Faptul că altă chestie. Musashi ajunge la un moment dat să nu mai să folosească un baston și modul în care se luptă după evenimentul cu Yoshioka, pentru că cei de la Yoshioka reușesc să-i taie tendonul, I think. Și ai un Musashi care teoretic ar trebui să renunțe la sabie, dar nu se dă bătut. Abia aștept să văd o continuare. Asta a fost o chestie pe care am zis-o de când am început volumul 12. O să avem bătălia dintre Sasaki și Musashi. O să avem bătălia dintre Sasaki și Musashi. Și am avut surpriză, exact motivul pentru care nu am vrut eu să citesc în primul rând Vinland Saga. Avem un arc în care Musashi crește orez. Cum am avut, avem un întreg arc în Vinland Saga în care Thorfinn crește grâu. Așa că, dragii mei, ne vedem data viitoare când o să vă vorbesc despre cum Burns Guts se apucă să crească porumb. Nu, acum, serios vorbind, îmi place ce au făcut cu arcul acesta în care Musashi încearcă să crească orez, pentru că știm deja că Sasaki conectat cu apa, iar Musashi e conectat, acum încearcă să se conecteze cu pământul, încercând să vibreze, știi, conexiunea asta pe care avem noi ca oameni cu natura, pe care de multe ori o neglijăm. Mi-a plăcut ideea. Din nou, execuția pentru mine a fost un pic dubioasă. În momentul în care am înțeles ce vrea să facă autorul, am zis ok. Îmi place. Cum am zis, singura chestie care pot să zic că nu mi-a plăcut a fost bătălia lui Sasaki cu Skeberzy, pentru că mi se părea doar, bă, degeaba o faci pe asta. Adică, în capul meu era oricum, vine un zid, că în fața ta și tu ești, mă bat cu el, că îi pare puternic și dacă reușesc să-l bată, să cresc eu ca om. Da, o motivație atât de puternică, adică, eu în personal nu pot să înțeleg toată faza asta care e în tot pe parcursul, toată seria cu trebuie să găsesc un om mai puternic ca să devin eu mai puternic. Mi-a plăcut foarte mult că după discuția cu Yagyu, Musashi anunță la chestia asta și ajunge să fie mult mai mult, da, caut un om care să fie mai puternic ca mine, dar totuși nu mă duc recklessly. Știi că mi-a povestit la un moment dat prăjiturică că se bătea cu un tower. Nu te bați cu un tower. Fără să știi măcar cum să bați un tower. Dar, cum am zis, abia aștept bătălia dintre Sasaki și Musashi, pentru că asta este meciul, este punctul culminant al istoriei lui Musashi. Bătălia lui cu Sasaki Kojin. Pot să zic că mi-a plăcut partizarea lui Sasaki în Vagabond mai mult decât partizarea lui în Record of Ragnarok? Nu. Dar, ce să faci? Pe de altă parte, toate personajele mi-au... au fost ok. A fost ok, recomand Vagabond ca serie și ca tot. În prezent, cred că Vagabond ar fi pe locul 2 ca manga overall. Bine, locul 1 dacă vorbim de seinen. Sau locul 1 overall, nu știu. Mi-a plăcut foarte mult. Aș vrea să văd o continuare. Mai mult decât vreau să citesc următorul volum din Berserk. Bine, Pumpun e complet o altă poveste. Nu cred că o să-ți placă Pumpun. Dar, cum am zis, posibil să vorbim despre Vagabond și când o să ajungem la clipul despre Vinland Saga, pentru că avem acest arc care se aseamănă cu... Bine, au alte scopuri. În Vinland Saga l-avem pe Thorfinn care încearcă să se dezvolte ca persoană, să renunțe la calea lui de războinic, chiar în Vagabond avem pe Musashi care încearcă să se conecteze cu pământul.
Dar ăsta a fost clipul de azi. Eu am fost Ștefan și la revedere. Ah, și dacă vreți să vă abonați aici, dacă vreți să, mă rog, să vă abonați aici, dacă vreți să vedeți celelalte clipuri despre manga, sunt aici sus. La revedere!